Liviu Dragnea a primit distinția de cetățean de onoare al Negreștiului. Permiteți-mi, domnul vicepremier, să vă anunț că Consiliul Local, întrunit vineri în ședință festivă, în numele orașului Negrești, au decis acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Negrești-Oaș. Vicepremierul a mulțumit pentru titlul acordat și a promis că va continua să susțină dezvoltarea orașului. Eu, în general, mă emoționez foarte rar și foarte greu, dar trebuie să recunosc că aseară, când mi-a spus Aurelia, m-am simțit destul de copleșit de această onoare. Și vreau să vă spun decât un singur lucru. Prin această distincție care mă onorează, de fapt am devenit cetățean al orașului Negreștiu-Oaș, pentru că, în opinia mea, fiecare cetățean din acest oraș este un cetățean de onoare. Vă mulțumesc mult! Noi vă mulțumim, ne bucurăm și vă mulțumim încă o dată pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Dragnea a mai spus că desele sale vizite în zona noastră l-a făcut să se îndrăgostească de satul mare și că, în special la Negrești, se simte ca și acasă.